Salut, Tanciu Tudor aici și Bianca Maria. Ea se pregătește de Mister Olimpia Amatorii. În următoarele 7 zile o să urce pe scenă și astăzi vrem să vă prezentăm un antrenament de fesier și coapse by Wellness. O să începem cu un exercițiu ducții mai exact la aparat. O să facem 3 seturi de lucru, un set maximal și un drop set. O să începem al doilea set de lucru. Primul a fost un set premergător. Am ajuns și la ultimul set de lucru, care o să fie cu drop set. O să facem 3 drop seturi, fiecare set la epuizare. Trecem la următorul exercițiu pentru fesier, kickback la cabluri. O să avem un set pregătitor, după care vom face 2 seturi cu o greutate care să ne permită maxim 10 repetări. Am ajuns și la exercițiile pentru coapse. O să începem cu extensii la aparat. Vom face un set pregătitor, 2 seturi de lucru mai grele și o să facem 2 seturi pe tehnică, adică cu negativ. O să facem următoarele 2 seturi pe tehnică, o să facem negativul lent, 4 timp pe coborâre, exploziv pe urcare. Următorul exercițiu pentru quadriceps, o să facem o presă înclinată la 45, o să lucrăm primul set cu tehnică, vom face și negativ și pozitiv pe aceeași mișcare, după care vom face 3 seturi de lucru mai grele până în 10 repetări. Facem un exercițiu, tot pentru fesier, o să cuprindă și femuralul, îndreptări sumo, cu bara, o să facem doar seturi normale, până în 10 repetări fiecare set.
să continuăm cu un exercițiu la aparatul Smith, genoflexiuni, care nu trebuie să lipsească din rutina voastră, mai ales dacă vreți să faceți coapsele mari, neapărat genoflexiuni. Vreau să vă reamintesc că mai sunt 7 zile până la concurs Mister Olympia Amatori. Bianca o să intre în Pig Week și ce să zic, ne vedem la Olympia.